De pildă unia este dat versetul 8 prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia feluritele limbi și altuia tămăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Amin. Vă puteți reașeza. În această seară, cum bine știți, o să vorbim despre Darul deosebirii Duhurilor care se află în acea categorie de daruri numite Darul de Descoperire. Aici intră celelalte două pe care le-am abordat deja sau le-am reamintit darul vorbirii despre înțelepciune și darul vorbirii despre cunoștință foarte important e să înțelegem că prin aceste daruri se realizează o descoperire de la Duhul Sfânt da? deci nu e vorba de o descoperire pe care o faci prin e, studiu prin experiența ta personală înainte să continui mesajul dacă aveți întrebări, a spus câteva o să vă rog să le puneți cât mai repede posibil ca să știm cum să organizăm timpul din această seară. Legat de terminologie, aș vrea să sublinem că există în Biblie expresia sau cuvântul Duh, Roach, da? Apare de 637 de ori, Roach este în ebraică, în greacă e o altă artemen. Știți cu toții că Vechiul Testament a fost scris în ebraică sau în aramaică veche, iar Vec, Noul Testament în greacă, da? 327 de apariții ale cuvântului Duh este legat sau sunt legate de Duhul Domnului, de Duhul Sfânt. Apoi 97 dintre ele sunt referitoare la un Duh rău. Deci există o prezență covrășitoare sau înfiorătoare prin apariția acestui Duh rău. Celelalte apariții sunt legate de Duhul omului. Uitați-vă că aproape că la egalitate, nu chiar de aproape. Dacă ne referim la lumea spirituală, trebuie să înțelegem că lumea spirituală, deci să ne înțelegem de la început, ce vorbim aici nu e vorba de lumea fizică, tangibilă. Lumea spirituală nu o poți percepe prin cele cinci simțuri, da? Lumea spirituală o percepi printr-un alt simț, simțul credinței, simțul de a vedea în lumea lui Dumnezeu, puterea asta de a vedea unde nu se vede. Și legat de asta există trei dimensiuni care sunt întotdeauna diferite și care nu se suprapun. E dimensiunea divină, da? Aici e vorba de Dumnezeu. Când vorbim despre Dumnezeu, ne referim la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, da? Dumnezeul Triunic care noi creștinii credem. Aceasta e dimensiunea divină. Tot în această dimensiune divină există niște puteri subordonate. Și aici intră categoriile de îngeri, cum ar fi Heruvimi, Serafimi, Arhangeli și îngeri care nu au neapărat o misiune foarte specifică sau cel puțin nu este trasată încă de la început. În această dimensiune divină, să știți că nu poate intra diavolul. E foarte important de reținut asta. Unii spun, păi diavolul face ce vrea în Univers. Nu e adevărat. Diavolul face ce îi se trasează. Eu pot să las în pe satana cu un câine rău, pentru că de foarte multe ori duhurile rele sunt asemănate în vedenii și nu numai, și Sfântul Pavel zice, poziți-vă de câini, da? Acum câinii erau cu două picioare, mie îmi plac foarte mult câinii, motiv pentru care și la evanghelizări vin pe stadion să mă muște, har Domnului că mai am frați ca Filip care îi trimite undeva, da? adică îi duce de pe stadion. Eu mă tem de câini, dar nu de duhuri, să le vii să fie două pentru asta. Este o frică fizică la mine, personal vorbind. Asta nu înseamnă că să o vezi fiecare dintre voi. Și vreau să vă spun că satana are un lanț, dacă lăsați să folosesc imaginea asta, în care el merge până la un punct anume. Niciodată nu poate depăși. Întotdeauna ar vrea să depășească. Dar niciodată nu poate să-și depășească nivelul sau mai precis traseul pe care Dumnezeu, zona în care Dumnezeu i-a dat voie să activeze și nu activează omniprezent, nu-i omnipotent nu-i omniscient diavolul, ci activează limitat atât cât îi dă Dumnezeu voie din ce motive nu vorbim în seara asta în, în dimensiunea divină țineți minte că nu poate intra satana, satana intră să spicuiască informații din dimensiunea divină. Dar niciodată nu va fi acolo. Este o dimensiune a lui Dumnezeu care nu o poate afecta, ataca și nu o poate distruge nici o putere din partea diavolului. Heruvimii sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Heruvimii se subordonează lui Dumnezeu. Serafimii, la fel, vedeți Isaia 6, unde Biblia zice că Serafimii aveau șase aripi. Cu două își acoperau picioarele, cu două zburau și cu două își acoperau fața. Asta însemna maniera în care serafimii se supun lui Dumnezeu. Nici măcar nu pot să-L privească direct. Atât de sfânt e Dumnezeu și atât de puternic în manifestarea sa vizibilă. Arhanghelii, cum ar fi Arhanghelul Mihail, să ne înțelegem, da? Să nu vă să credeți ca unii care spun că cică Arhanghelul Mihail ar fi Isus. Ai milă, Doamne, de noi. Arhanghelul Mihail este un arhanghel, Îngerul Gavril este un înger, și Isus este deasupra tuturor, acolo e Dumnezeu. Isus e Dumnezeu. Isus nu e la egalitate cu Arhanghelul Mihail. Isus nu e un fiu al lui Dumnezeu, cum zic unii, că și noi am fi într-un fel un fiu al lui Dumnezeu și că Isus e un pic mai, mai fiu decât noi, decât un pic mai sus decât noi. Fals. Nu. Isus este Dumnezeu. El și lui, lui Isus Hristos, îi se supun toate aceste categorii de puteri, îngeri, eruvim, arhangeli. Imaginați-vă că un înger are capacitatea să eradicheze tot orașul Cluj și nu-i trebuie mai mult de un minut. Știați asta? 185.000 de, oameni au fost omorâți instantaneu de un înger trimis pe vremea împăratului Ezechia. Imaginați-vă ce putere are Dumnezeu. Adică noi nu ne putem imagina cât de mare e puterea lui Dumnezeu. Doar prin comparație, văzând ce putere are un înger când este trimis cu o misiune specială. A doua dimensiune este dimensiunea diabolică. Aici e satana, am vorbit la primele lecțiuni din cadrul acestui studiu, știu ce cred, despre el care a fost un înger de lumină, da? Deci vreau să vă spun că Dumnezeu nu l-a creat pe satana rău, Dumnezeu l-a creat pe Lucifer ca fiind bun și chiar era bun la început, și apoi există puterile subordonate diavolului, căpetenii, domnii, stăpânirea întunericului acestei lumi, durle rele din locurile cerești și demonii, ne spune Sfântul Pavel în Efeseni 6 cu 12. Toate aceste puteri subordonate activează foarte bine programate dintr-o dată vine și te atacă pe tine, dar tu nu-ți dai seama, el are înainte așezat tot arsenalul, totul e foarte bine programat. Există o putere diabolică care stă în spatele unui om care vrea să te influențeze, să te înșele, vrea să-ți transmită o informație care are cuvinte bune, dar în spate are motivații greșite și te trezești numai târziu de tot. Păi cum am ajuns aici? Cum te place să fac azi? Vin unii și mă întreabă la conferințe de tine, de ce e păcat asta, de ce e păcat asta, de ce e păcat asta. Și eu le spun, ai grijă, bărbate care bei, bere fără alcool, fii foarte atent. Tu poate nu se zizezi că o să ai probleme în viața ta, dar ai grijă că pruncii tăi o să se drogeze cu cocaină. Și ăștia ridică ochii mari și zic, cum se poate una casă? Da, pentru că e un duh de înșelăciune. Este un duh, există o dimensiune diabolică care nu lucrează dintr-o dată. Satana nu vine cu coarne și copite în viața unui om să fie hidos, să fie așa, să producă frică, să fie ca un iepure, apropo de poezie, da? Satana nu vine așa, vine blând, vine ca un mielușel, se îmbracă în oaie, are piei albe, perfect, nu știe nimeni că să i murdar, ăsta e de la diavolul. Și uite că vrea să te prindă și uitați-vă cum lucrează cu puterile sobornate ale diavolului, căpetenii, Domnii, stăpânitori ai întunericului, vedeți, niciodată diavolul nu va lucra cu lumina, chiar dacă uneori utilizează lumini aprinse, mai ales de sărbători, să folosești de lumini la greu. Da? Dar vreau să vă spun ceva. Lumina adevărată este Isus. Și lumina adevărată luminează pe orice om, în minte, în Suflet, în interior. Nu orice lumină artificială este de la Dumnezeu. Pentru că aici trebuie să avem deosebirea. Când vine îmbrăcat frumos, când vine totul în regulă, când nu-ți dai seama de nimic. O a doua, a treia dimensiune este dimensiunea umană. Aici intră experiențele umane pe care le are cineva, gândurile, se vorbea despre ele foarte bine, și anturajele pe care le are cineva. Pentru că în funcție de aceste trei dimensiuni sau subdimensiuni, experiențe, gânduri și anturaje, omul poate să reacționeze sau să primească o informație de un anumit tip sau de un altul. Și în funcție de asta poate să fie înșelat sau nu. Da? O să trecem mai departe și să observăm că aceste trei dimensiuni nu doar că sunt trei dimensiuni distincte, aceste trei dimensiuni sunt și vin, activează sau generează. Din, sau vin din trei surse posibile. Și aceste trei surse posibile aduc în viața creștinului o anumită învățătură. Orice cuvânt pe care îl spune cineva vine din cele trei surse. Dintr-una dintre ele, nu în toate. Dintr-una dintre ele vine sigur. Chiar dacă îți spune ceva care îți ia din Biblie. Vedeți, m-a întrebat recent un elev și au zis, ă, domn profesor, de ce noi nu avem voie să bem vin când Isus o băut vin la Ananda și acum eu știți că sunt picat tipic. I-am zis, uite, pentru că știu că abia aștept să bei niște apă, ia sticla, iubită ta sticlă. Ăștia când... Nu știu, și voi ați fost elevi, nu? Sau n-ați fost? N-ați avut momente în care ați vrut să mergeți neapărat să beți apă, numai să pierdeți timpul, da? Nu vă fost sete deloc. Au luat cinci sticle, numai, nu dar înțelegeți. Și ia sticla frumos, du la apă potabilă, nu lua altfel de apă, și a doua Uite că îți dau voie să mergi cu sticla, ceea ce nu prea se întâmplă la ora mea. În fine, da, s-a dus și s o întors. Și am zis, fii atent, vezi sticla asta? Poți să bei apă din ea? Da, e ok, bea puțin. Nu, no, fii atent, ce-o rămas din sticla asta, dacă tu îmi faci vin, eu ți-l beau. O să nu, domn profesor, păi nu, nu sus. Pentru deci, ce nu te pune? Adică, stai un pic, pe ce vorbim? Adică tu ești ca Iisus numai când vrei să tragi la măsele. Ah, înțeles. Păi fi ca Iisus tot timpul. Da? Înțelegeți? Nu scoatem chestiunile din context. Dacă scoți din context un verset biblic te poate lăsa să păcătuiești. De ce? Pentru că tu ai scos de acolo și în tine lucrează o sursă ori demonică, ori umană. Ție-ți vorbește, nu Dumnezeu, ție-ți vorbește firea pământească, dorința ta te-a face ceva anume. Și cele trei surse posibile o să le amintesc. Mai întâi e sursa divină, Aici e acel moment în care Duhul vorbește direct de la Dumnezeu. Nu prin intermediare. Nu printr-un om care vorbește cu Dumnezeu. Sursa e divină pentru că Duhul acela care îți vorbește ție și trebuie să-l identifici, vine exact de la Dumnezeu. E fascinant să realizezi că pe strada ta sunt oameni care vorbesc de la Dumnezeu. Să realizezi că în generația ta sunt oameni care își deschid gura și zic așa vorbește Domnul. Și știi că e clar, sigur vorbește Dumnezeu prin persoana aceea. Astăzi m-a abordat cineva și spunea am avut o prorocie în urmă cu 30 de ani. Și Domnul mi-a zis, iată că îți deschid o ușă de binecuvântare. Și într-un mod neașteptat, pe vremea comunistă în care foarte greu foarte greu se ajungea un creștin autentic, mai ales un pocăit stigmatizat, pătat imaginea în fabrică pe unde muncea el, zicea persoana asta, m-a chemat șeful. Am crezut că vrea să mă disponibilizeze, să mă dea afară, pentru că mă știe ca o persoană pocăită, care umblă la biserică, care iubesc pe Dumnezeu. Și mi-a spus în felul următor, să știi că pentru tine, mi-a zis Dumnezeu, la o păgână, mi-a zis Dumnezeu, să aleg cel mai frumos apartament care ni se dă nou, ca și repartiție la fabrica unde muncim noi și să ți-l dau ție. Numai cu câteva luni sau câțiva ani, nu mai rețin exact perioada, Duhul Sfânt acestei persoane i-a zis așa, în viitor apropiat îți deschid o ușă de binecuvântare care nu se va închide. La ora actuală, după 30 de ani, apartamentul ăla e o ușă de binecuvântare pentru persoana aceea. De ce? A zis Dumnezeu. E fascinant să crezi în această sursă care vine de la Dumnezeu. Să pricep că în lumea asta în care noi trăim există o posibilitate în care tu să te conectezi cu Dumnezeu și să știi clar ce zice Dumnezeu, e da și amin. Ce se vorbește din partea acelei persoane e de la Dumnezeu. A doua sursă este o sursă, sursă diabolică, să înfiorătoare. Duhul vine direct de la Satana. Sau poate utiliza pe unul dintre demonii care îi sunt subordonați. Deci, efectiv, Satana vine la urechea ta și îți transmite o informație cu scop meschin. o îmbracă foarte bine, o să vedem imediat. O mușamalizează, o arată extraordinar de bine. Vine în viața ta extraordinar de pliată pe realitate. Seamănă foarte bine cu Isus Hristos, își ia hainele lui Isus Hristos dacă vreți, își ia contextele necesare, vine la biserică, se, se pliază perfect, dacă trebuie face toate rigorile necesare, vorbește ca un creștin autentic, reacționează ca un creștin autentic, dar sursa din care vorbește e una periculoasă, diabolică, vorbește satana. Am avut momente în care am vorbit cu oameni prin care satana vorbea. Eu am un sens, nu vă spun care că e mai bine, în care simt când vorbește satana printr-un om. La nivel trupesc am acele simțământ. Să realizezi, să pricepi. Vorbește frumos. Vezi că te laudă, dar vorbește satana. Vezi că zice de bine, dar urmează o grenadă. Urmează să te atace. Te testează să vadă, să vadă dacă te mândrești. Îți zice lucruri care sunt extraordinare, potrivesc perfect cu realitatea. Dar nu vorbește Domnul. Și la ăștia îmi vine să le spun bla, bla, bla. Adică, lăsați-mă în pace. Vorbiți cu alții. Bine, nu le zic că trebuie să fii civilizat. E foarte important să nu pui la suflet. Deci, ce vorbește Satana, să nu cumva să iei a treia sursă, e o sursă umană, pur umană? Dar grav aici că se poate plia pe poftele respectiv pe inima omului. Și ce zice Sfântul Proroc Ieremia? Inima omului este nespus de înșelătoare și des nedezuit. De ea. Să zic o persoană, țin foarte mult la tine și să fie o sursă pur umană. E un mare pericol. Să zic că cineva mă interesează foarte mult de viitorul tău și să fie o sursă pur umană, un sentiment care azi e, mâine dispare. E foarte important să identifici din ce sursă vorbește Duhul care ți se adresează. Aș vrea să observăm ce nu e darul deosebirii Duhurilor. Mai întâi, Duhul acesta sau darul acesta de deosebire a Duhurilor nu este o intuiție a răului bazată pe inteligența umană. Te uiți la cineva și îl cam intuiești, îl miroși. Bă, ăsta că miroși a țigări. Asta e este orașe din România unde mergi pe stradă și cei care sunt locuitori de acolo mi-au zis, aici miroase a marihuana. E, nu mai e, e ce, nu nevoie de deosebirea durilor, că miroase. E clar că umblă cu satana. Dar o deosebire de durilor nu este o simplă discernere personală între fals și autentic. Adică tu realizezi că persoana asta minte. Să nu-i dau o deosebire de durilor. Este o posibilitate în care Dumnezeu ți-a dat înțelepciune să faci deosebire între minciună și adevăr, între fals și autentic, între artificial și natural. Efectiv, faci o diferență. Realizezi asta. Apoi, dar o deosebire a Duhului nu este doar o judecată ta prin care deosebești binele de rău. Asta este o judecată pe care are orice om. Deci orice om creștin autentic ar trebui să poată să facă diferența între bine și rău. Cine nu mai face diferența între bine și rău, deja a ajuns foarte rău, foarte grav să nu facă deosebirea asta. Apoi, darul deosebire a duhurilor nu este doar o cunoaștere psihologică. Ai învățat niște sisteme prin care identifici temperamentul unui om, modul în care reacționează. Unii mă, mă, mă acuză că eu folosesc psihologia ca să îi ajut pe oamenii să se bucăiască. Nu că eu aș ajuta, eu doar le deschid drumul, adică le zic Evanghelia. Cine îi ajută e Duhul Sfânt. Amin? Duhul Sfânt convinge oamenii de păcatele lor și cine se bucăiește de păcatele lui, prin sângele lui Iisus Hristos primește iertare. Aleluia! Slăviți să fie domnul pe azi. Nu ai nevoie să cunoști psihologia ca să ai darul deosebirii Duhului. Și darul deosebirii Duhului nu are nimic, și spun apăsat, nu are nimic de a face cu psihologia. N-are nimic cu sistemul ăla în care tu citești pe Freud, pe nu știu cine. Da? Și Ci tu începi să-ți dai seama de tipul uman. Îl citești de la distanță pentru că îți dai seama că se încadrează într-un anumit uh, personaj istoric sau literar, nu știu de care. Dar o deosebire durilor nu este o citire a gândurilor cuiva. Este oameni care spun, uh, uh, ne citiți gândurile? Nu. Gândurile nu pot fi citite. Gândurile sunt personale, și singurul care cunoaște gândurile unui om este Duhul omului și Duhul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Bucură-te că satana nu-ți cunoaște gândurile. Să știi, satana nu-ți cunoaște gândurile. Satana te vede cum reacționezi, el cam știe psihologie un pic, da? că e vechi și experimentat, și se pliază pe contextele în care tu reacționezi într-un fel anume și îți vine cu acele lucruri ca provocare, pentru că acolo a observat că reacționezi cum nu trebuie, așa că îți vine cu ispita aia pentru că ție ți se potrivește. Ești cel mai vulnerabil în domeniul ăla. Dar o deosebiri durilor, nu are de-a face cu scepticismul. Sunt oameni care spun, eu nu cred nimic. Eu nu cred în nimic, nu cred în Rai, în Dumnezeu, în Cer, nu cred în Iad. Chiar dacă nu crezi în Iad, să știi că există sursa aceasta demonică. Dar o deosebiri nu are de-a face cu prejudecățile și necredința cuiva în ce privește sau în ce privește darurile duhovnicești ale Duhului Sfânt. Să nu cumva să crezi că tu zici, ok, pentru că mie mi-e frică de lumea aceasta a duhurilor, de sursa demonică, eu nu o să mai cred nimic. Să știi că sursa demonică se activează în viața ta și lucrează la nivelul minții tale, la nivel cognitiv, la nivel rațional, de cele mai multe ori, în acel factor decizional în care trebuie să iei hotărâri pentru viața ta, lucrează. Sursa demonică vine de la tine, chiar dacă tu nu crezi în ea, unii spun, eu nu cred în mică frate. Eu nu cred în vrăjitorie, nu cred în boscoane, nu cred în lucruri oculte. Și el își imaginează că dacă el nu crede, sau dacă Dumnezeu, dumneavoastră lui nu crede, înseamnă că satana nu are puterea asupra lui. Să crezi tu. Sursa demonică se derulează chiar dacă nu crezi că există. Și asta se numește ignoranță. Să nu pricepi că există așa ceva. Și din toată să dai nasă în nas cu realitate că te-a afectat. Aș vrea să ne uităm la ce înseamnă Darul deosebirii duhurilor, limba greacă, cum vă spuneam, în care este scris Noul Testament, este această expresie diakrisis pneumaton. Expresia asta spune a discerne, a judeca, a deosebi în vederea lumii spirituale, în domeniul lumii spirituale, a face o diferență clară, nu doar o deosebire fină cum face rațiunea umană, da? ci o identificare a sursei din care vorbește acel Duh. Foarte important lucrul acesta. Și aș vrea să vedem cum se manifestă acest dar. Este un dar al lui Dumnezeu, supranatural, prin care cel ce are acest dar, prin inspirația Duhului Sfânt, poate discerne, poate diferenția sursa spirituală, respectiv Duhul, din care vine un mesaj, o descoperire, o învățătură sau chiar lucrarea unei persoane poate să vrea să facă o lucrare bună. Îți poate veni să-ți zâmbească, să-ți vorbească de bine, să-ți spună lucrurile toate în regulă, dar de fapt să aibă în spate un cârlic. Are o motivație greșită. Am întâlnit persoane care au avut motivație greșită în slujire și după ce nu li s-au îndeplinit motivațiile, s-au lăsat de slujire. Gata, dintr-o dată au gata, mai fac nimic. Și-o și, -o și biserica. S-o și dus. Dar înainte au zis, așa de mult îmi place biserica unde slujiți voi, îmi place pentru asta, pentru asta. Toate erau motivații spirituale. Când nu i s-au derulat lucrurile cum o vrut de el, cum o vrut de ea, nu mi-a plăcut nimic. E foarte important să discerni, să faci diferența. Mesajul pe care tu îl auzi la nivelul urechilor, de unde vine? Vine dintr-o sursă divină? Vine dintr-o sursă diabolică? Sau dintr-o sursă umană? Învățătura aceea care ți se transmite, Totul pare a fi pur biblică, pentru că utilizează versete din Biblie, îți dă argumente. Într-o lume în care argumentele sunt mai puternice decât caracterul. Vedeți? Oamenii spun: vreau argumente, nu vreau caracter. Și eu spun toate argumentele tale. Dacă tu tragi din țigară, să știi că ești într-o sursă demonică. Vorbește de la Satana. Chiar dacă zici lucruri aparente ale lui Dumnezeu, viața ta combate vorbele tale. Dar o deosebire duhului e foarte important de înțeles. Este acel dar prin care primești o descoperire, prin revelație interioară. Poți să primești un vis în timpul nopții sau o vedenie, care poate fi de noapte sau de zi. Efectiv, ți se transmite ceva și se trage un semnal de alarmă. Vă spuneam că aproape săptămânal primesc mesaje de la oamenii lui Dumnezeu. Prin care Dumnezeu îmi vorbește direct și îmi spune: fii atent! În fața asta stă, stă situația asta, stă cealaltă situație. Și e foarte important să identifici din ce sursă se vorbește. Pentru lucrarea de aici am primit săptămânile trecute un mesaj. Un mesaj care e prea foarte bun. Și care o parte dintre el potrivea cu realitatea. Nici azi mi-a răspuns acelei persoane, sper să mă audă și nu o să-i răspund. Pentru că sursa era o sursă demonică. Prin așa zisă acea vedenie, prezenta o lucrare satanică. Și ar fi vrut să o spun de la microfon eu aici, la biserică. Aici, la voi, la tineri, joi. mi au și zis, transmit o tinerilor joi. Și am dat sin. Și nu se răspund. Pentru că sursa nu era divină. Chiar dacă o parte din mesaj potrivea cu realitatea și o parte din mesaj era un mesaj lăudabil, sursa nu era bună. Oamenii care au acest dar au capacitatea de a vedea și a auzi în lumea spirituală și astfel cunosc prin Duhul sursa spirituală din care vine un mesaj sau o descoperire. E, e extraordinar de fascinant, nu pentru că atrage privirile, ci pentru că îți oferă liniște. Să primești un mesaj și tu să ai prin Duhul Sfânt deosebirea. Ce fel de Duh vorbește? Bine, când lucrurile sunt albe, negre, e ușor, de exemplu. Când cineva te îndeamnă să păcătuiești, clar că e diavolul acolo, da? Când cineva îți spune, lasă că păcatul ăsta nu e o problemă, bagă-l sub să nu știe nimeni și tu mergi mai departe cu problemele tale, asta e clar că e de la diavolul. Nu e o sursă divină, pentru că Dumnezeu urăște păcatul, nu pe păcătos, urăște păcatul și cere oricărui păcătos să se lase de păcatele lui, indiferent când le-a comis, cât le-a comis și ce planuri are în viitor cu păcatele Au fost persoane care au intrat în birou de consiliere și au spus, în seara asta tu trebuie să te desparți de persoana aceea. Și mi-a zis, am o sumă mare la persoana aceea. Nu mă interesează. Nu mă interesează ce pierzi. Tu trebuie să te oprești din păcat. Trebuie să te oprești din păcat. Nu contează care sunt consecințele opririi tale din păcat. Trebuie o societate în care zici, o, oh, lasă, okay. un, pic, un pic să păcătești mai puțin. Un pic să fii mai bun un pic să fii mai religios, un pic să mergi mai des la biserică, un pic să citești Biblia mai mult și Dumnezeu te va ajuta cumva. nu e așa? Tu când e sursa că e demonică, trebuie să fugi de diavolul. Fugi de sursa sataniei care a venit să te atace la nivel de vorbire, la nivel de gestică, nu știu prin ce mod. Tu identifică, să cunoști prin Duhul. Asta nu se poate vedea cu ochiul uman. Cei ce au acest dar primesc revelație supranaturală și prin vedenie sau chiar prin inimă, adică prin simțământ personal, cunosc din ce duc vorbește sau acționează o anumită persoană. Să-ți dai seama, să, vină la tine ca băiat o fată și să zică tu să vezi că nu e ok. Păi cum, Doamne, nu e ok? Pe fata asta cântă, fata asta vine la biserică, fata asta e botezată, fata asta e implicată, fata asta e așa, fata asta... Cum nu e ok? Să zic că Duhul Sfânt nu ok. Vă dau o experiență. O experiență personală. Înainte să fiu căsătorit, știți bine că eu am avut o singură prietenă, am luat-o pe cea mai frumoasă din lume, nu mai există, m-am căsătorit cu ea pe viață, slăvit să fie Domnul, Domnul să o Ce zgârcit sunteți voi, Domnul să o chiar dacă e cea mai frumoasă. Da? Înainte să cunosc pe Alexandra, ca la orice alt băiat, mi s-a părut că o fată ar fi potrivită pentru mine. Nu e din zonă, nu e mutată în alte meleaguri, nu aveți cum să știți cine e. Dar nu știe nimeni afară de Alexandra, dar Alexandra știe. <laughs> ok. N-am apucat să discut cu fata asta niciodată privat. Niciodată. Însă, în inima mea, recunosc, mărturisesc public aici, s-a creat o tendință să fiu cumva legat de persoana asta la nivel mental. N-am apucat sentimental pentru că n-am văzut-o decât cum mă vedeți voi pe mine aici, da? Adică am văzut-o public. Niciodată n-am fost cu ea într-o mașină, niciodată n-am fost cu ea într-o casă, nicăieri, da? Și din perspectivă mentală, ne fiind emoțională la acel moment, și n-am apucat niciodată să fie, eu am crezut că fata asta mi se potrivește. Dar am crezut foarte tare. Deci foarte, foarte tare. Eu aveam o rugăciune dinainte de a începe să mă gândesc la căsătorie, faptul pe care vi-l recomand. Întotdeauna am spus Duhului Sfânt, Doamne, dacă vreodată îmi pierd mințile, din cauza diverse motive, ești obsedat, așa, da? Și mă gândesc prea mult la o persoană încât nu mai pot să gândesc rațional. Dacă ajung să mă duc pe direcția ei și nu-i voia ta, fă-o pe fata asta să-mi zică nu. Să-mi zic că nu. Eram la o seară de rugăciune în Săliște, dacă mai avut o localitate care n-aveți cum să aflați cine era acolo, și fata nu era prezentă, numai am mintea mea. Eu m-am dus la rugăciune, frumos. Era o soră care avea dar de prorogie. Acum, sora asta avea peste 80 de ani. N-avea cum să se gândească că eu eram și tinerel și foarte înalt, așa cum sunt eu, așa nu puteam să par că mă gândesc la vreo fată, da? În momentul respectiv a fost o prorocie. Apropo de poezie, că mi-a activat-o. Și-a zis, ascultă tânărule, un duh de proască. Încearcă să te atragă prin cântecul ei lumesc. Ai mare grijă, a zis Duhul Sfânt, că se scaldă în ape tulburi. Eu m-am supărat. Asta pe cum, Doamne, ca să-i cultul pedicostal. Asta e, e membru cu drepturi de pline. Era să zic și alte lucruri, dar mă opresc. Că. E mai bine așa. Și la nivel intelectual, pentru mine, mi s-a vorut că prorocia nu e de la Domnul. Și am crezut de în momentul ăla am zis, mă, cineva e o fi la bătrânica și bătrânica, nu, mă știe și vrea să mă scape. Sau, tot felul de gânduri mi-au venit. Nu vi le pot spune pe toate că e mai bine acum, că e târziu. Da? Însă să știți că mesajul ăla, pentru că a fost de la Duhul Sfânt, s-a confirmat. M-am uitat în timp și am văzut în 10 ani că ce a zis Duhul Sfânt e da și amin. Și chiar dacă era un cântec, chiar dacă era un sistem care ar fi atras privirile, totul era pozitiv, Duhul Sfânt a zis nu. Nu. Nu te lăsa atras. Pentru că una face la nivel public și alta face la nivel privat. Aici e, aici e foarte important să reținem ce vă spun acum. Niciodată să nu te ancorezi în lucrurile pe care le vezi cu ochiul uman. Să știți că lumea spirituală, și trebuie să fii atât de convins de lumea spirituală și atât de sigur de lumea spirituală, încât să-ți fie mai reală decât lumea fizică. Ce vezi tu cu ochiul uman să fie inferior la ce îți spune Duhul Sfântie. Să ai o convingere puternică, să, să primești într-un mod supranatural capacitatea să vezi, să auzi în lumea spirituală să primești o revelație supranaturală printr-o vedenie și când tu vezi lucrurile din vedenie să fii convins, să fii convinsă că sunt mai reale decât ce vezi tu cu ochiul uman. În secunda 2 îți deschizi ochii și vezi altceva, dar ce vezi tu lumea spirituală să fie mai credibil pentru tine decât ce vezi în lumea asta. Nu mă refer la lucruri care sunt negru pe alb. Minciuna e minciună, furatul e furat, copiatul e copiat, adică e păcat, a zis Amin cuva că vine și zice, nu? N-a zis la mine. E copiatul e cu păcat, da? să nu vă opriți cândva dacă aveți de gând. Da? Cunoști din ce duc vorbește persoana aceea. Sau acționează. Te poate atrage, poate că îți place. Că e ușor când nu-ți place de ce face persoana aceea, să-i dai așa, și să zici, dai mă întere. Mă interesează de tine, da? E ușor. Dar când te atrage pentru că îți place, atunci e foarte important. Cei ce au acest dar experimentează o neliniște spirituală interioară în prezența activității spirituale false. Primesc o cunoștință divină prin Duhul cu privire la sursa spirituală din care vine o activitate anume. Efectiv simți un freamăt interior. Duhul lui Dumnezeu te așează într-o neliniște care aduce ca o tulburare sfântă să nu accepti mesajul ăla, să nu-l primești, să nu-l primești pentru tine, să nu fie favorabil pentru viața ta, să nu ți-l așezi în inimă, să nu te afecteze. De ce? Simți că ceva nu e în regulă, experimentezi la nivel interior o neliniște. Nu știu cui dintre voi s-a întâmplat asta, mă rog să vi se întâmple la toți. Mă rog Duhului Sfânt, în momentul în care realizați ceva care vine dintr-o sursă demonică, să aveți neliniște, Știți că David, despre David zice Biblia, când a tăiat colțul hainei lui Saul, doar atât a făcut ca să arate că a fost pe acolo, inima lui pătea mai tare. Dar tăiat un colț de haine, ce haina era și scumpă, Hugo Boss nu era sigur, stați liniștiți, da? Nu contează ce marca avea, a făcut un gest. Adică indirect, ca și cum s-ar fi atins de unsul Domnului. Era un test prin care a demonstrat că a fost prezent acolo, dar pentru el simțământul lui, pentru că era la un nivel ridicat, și caracterul și Duhul în el. A început să-i bată inima diferit. Oamenii care au acest dar primesc de la Duhul autoritatea de a denunța și a elimina Duhul rău din spatele unei lucrări. O să primești curaj de la Duhul Sfânt să zici: Nu vorbești de la Domnul. Bineînțeles că asta nu vei face într-o zonă în care n-ai autoritate, ci vei face într-o zonă în care primești autoritate. Trei cazuri pe care le amintim în viteză cazuri biblice în care s-a manifestat chiar în Vechiul Testament darul deosebirii Duhurilor. Descoperirea și denunțarea Duhului de minciună de către Mica, un împărat 22 de la 13 la 25. Zeci de proroci spuneau, du-te la luptă, Dumnezeu e cu tine, parate, du-te. Domnul te face biruitor, face o minune prin viața ta, derulează o victorie inegalabilă, du-te la luptă. Și într-un final împăratul e panicat, are cumva simțământul că-l ăștia, da? Dar nu-i sigur, nu-i prea place ideea că l-ar minți da? Și zice, trimiteți l după mica, pe păi ăsta e cam mic și, și cam mici sunt cuvintele lui, ăsta prea ne place. Eu zic, zis, fii atent cum vorbești, că toți au vorbit de bine, deci da? trebuie să vorbești bine. Inițial le au vorbit pe limba lor, dar într-un final a zis, văd o lucrare care se întâmplă și se derulează la nivel intergalactic în cer. Un duh de minciună a fost așezat în gura tuturor prorocilor. De ce? Pentru ca să mori împărate. Satana a înscenat un caz, derulează pas cu pas episodul ăsta în care vrea să te vadă mort. Știți că pentru oricare dintre noi, satana are scenarii? Știți că pe oricare dintre noi, deavolul vrea să ne moare spiritual. Știți că pentru orice context prin care noi ne mișcăm, diavolul are acele elemente pe care le așează ca într-un puzzle perfect al lui, pentru că vrea să te ducă pe drumul înșelăciunii, vrea să te moare. Și o să utilizeze uneori voci care par a fi de la Dumnezeu, dar care sunt împotriva Scripturii. Vă spuneam cazul ăsta și vă reamintesc. Au venit unii care mi a spus frate Caleb, eu sunt gata să divorțez pentru că Duhul Sfânt mi-a zis printr-un proroc că-mi dă pe cineva mai potrivit. Și-am zis du-te la prorocul ăla și spune numele Domnului și pot să-i dau cu semnătură dacă vreți. Că vorbește un sursă dintr-o sursă demonică. Vorbește satana prin el. Dar mesajul era ceva fascinant ce o să facă Domnul cu el după ce divorțează, după ce se recăsturește, ce minuni va face Dumnezeu cu el, ce lucrări deosebite în orașul ăsta este o persoană, e plecat acum din oraș, pe care satana a mințit-o. Și să le fie rușine la aia care s-au crezut proroci. Și n-au fost. Au vorbit din sursă demonică. Și diavolul i-a spus fetei acestea, ai voie să derulezi actul intim pentru că așa scap de un blestem. Satana vorbea. Și fata e din și azi. Nu i în Cluj-Napoca și mă doare. Și îmi pare rău că nu știu care așa zis și prorocii care au spus așa ceva. Car trebui să fie opriți. Să nu mai vorbească din surse demonice. pentru că în Biblia spune curăția, puritatea, este literă de lege, nu i ceva convențional la pentecostali. A fi curat în fața lui Dumnezeu, curat personal. Asta este scris negru pe alb în Biblie. Nu mai întreba despre asta. Că vine diavolul cu tot felul de scenarii și îți face promisiuni ca să păcătuiești. Îți spune tot felul de tertipuri, că că Domnul ar avea în plan asta. Mai zice câte unul, am căzut în păcat, că așa o îngădui Domnul să învăț văz lecții. Satana o îngădui, prietene. Cum să îngăduie Domnul să cazi în păcat? când în Biblie scrie clar, fugi de păcat, cu mâini și cu picioare se spunea prin poezie. Aleargă! Dacă trebuie, cu elicopter să dispare din fața păcatului. Cum să zic că Domnul, Domnul a fost de acord cu asta, frate? Că am învățat lecții multe. Nu! Satana a fost de acord cu asta. Nu mai băga pe Dumnezeu în ecuația păcatului. Că n-are cum să fie Dumnezeu în asta. Uitați-vă cum Duhul Sfânt îi dă lui Petru acest dar care se manifestă prin Petru de deosebirea duhurilor și descoperă inima întunecată a lui Simon Magus care a zis dați-mi și mie puterea peste oricine îmi voi pune mâinile să fie botezat cu Duhul Sfânt să primească Duhul Sfânt păi da, tu ai o motivație extraordinară prietene. tu nu vrei droguri, nu vrei alcool nu vrei bere fără alcool, nu vrei concubinaj tu vrei Duhul Sfânt să dai ah mai că ți-ai face o firmă cu Duhul Sfânt. Să faci un business. Pui mâine pe cineva, pac, 5.000 de euro. Satana. Satana. Vă dați seama ce a inventat satana în mintea unui om? Să facă afacere cu ideea că va da Duhul Sfânt unui om, oricui, indiferent cine numai dacă el își pune mâinile. Numai că sursa era demonică și putea fi identificată, știți din ce motiv? pentru că el nu presupunea un legământ corect, adică o naștere din nou. Dacă ar fi zis, rugați-vă și pentru mine, dacă vrea Dumnezeu să-mi acest dar la vremea Lui și peste aceea pe care Duhul Sfânt îmi spune să-mi pun mâinile, să primească Duhul Sfânt. Deja era un pic diferit. Vedeți cum au utilizat aceleași concepte puse cu cuvinte de legătură diferite? Vedeți? Și la a deconspirat. Uitați-vă în fapte 16, de la 16 la 18. Pavel merge în cetatea Filipii, predică Evanghelia și o vânzătoare de purpură pe nume Lidia se predă Domnului. Mai se predau și câțiva frați de acolo din zonă. Și la un moment dat, o ghicitoare vrea să-l chinuie pe Pavel și nu suportă ideea ca Evanghelia să fie transmisă. Și tot timpul, tot timpul are ceva de zis. Și ghicitoarea asta transmite un cuvânt. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Viu și vă calea mântuirii. Întrebare. ce e greșit în ce o ea? Teoretic, gramatical. Nimic. Erau oamenii care erau robii Dumnezeului Celui Viu, vesteau calea mântuirii. De ce s-a oprit Sfântul Pavel și a zis în numele lui Isus, Duh rău ești din ea. De ce s-a oprit? Pentru că Sfântul Pavel prin Duhul a identificat sursa din care femeia să transmite mesaje adevărate. Sursa era o sursă demonică, o lucrare ocultă. Vorbea perfect, dar vorbea de la satana. Cu motivația să-și crească conturile și oamenii, pentru că au văzut că oamenii încep să-l creadă foarte tare pe Pavel, au vrut să facă un fel de alianță vreau să facă parteneriat religios. Și au zis, mă, hai că ne asociem, mergem toți în aceeași direcție, că avem același Dumnezeu, numai unul e numit Allah, altul altfel, să o creadă ei. Noi avem un singur Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu e Allah. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel Sfânt și adevărat nu o să-L dăm niciodată, nici măcar pe bani, nici măcar pe promisiuni. Dumnezeu nostru rămâne sfânt, sfânt, sfânt este numele Lui. El rămâne curat și cartea Lui Sfântă e Biblia. Niciodată nu va fi o altă carte care să-L prezinte pe Dumnezeu. Încearcă societatea contemporană să ne facă uniformizare, să ne facă ecumenism religios, fiecare cu ideile Lui. Hai că ne unim în ce ni se potrivește. Nu, ne unim doar cu Biblia. Ne unim doar cu Biblia. La un simpozion internațional, un bărbat preot ortodox mi-a zis, Domnule, Domnule prezbiteri atunci, ce părere aveți? Noi suntem frați? Dar ce vă referiți, A zis, la creație, adică de la Adam și Eva? Păi da, dacă ne referim la Adam și Eva, suntem frați prin creație, adică ne-a creat același Dumnezeu. Dar apoi am zis, dacă vă referiți la faptul că în Sud vine câte unul cu sapa să ne dea în cap când facem evangelizare... Nu știu cam ce frați suntem. Și am mai zis, ține minte ce spun, și erau acolo câteva zeci. Noi vom fi frați doar în măsura în care ascultăm de Biblie. În măsura în care fratele nostru mai mare este Hristos. Și când respectăm cartea asta și numai cartea asta. Amin. Aș vrea să vă ridicați. O să vă rog frumos să vă gândiți bine la acest subiect. Și având ochii închiși ca să meditezi foarte profund la viața ta, realizează de câte ori ți-ai dat seama târziu, târziu de tot, că ți-a vorbit cineva dintr-o sursă demonică. Știi cum se vede asta? Tot ce ți-a zis s-a năruit. Nu s-a împlinit niciodată, n-a avut loc niciodată, pentru că n-a fost de la Dumnezeu. Sau, dacă s-a împlinit ceva din ce ți-a zis, te-a dus într-o direcție greșită. Ai apucat-o pe cără străine cere lui Dumnezeu acest dar nu neapărat să se manifeste în toată plinătatea lui să ai autoritate să denunți un duh. Poate niciodată nu se va manifesta așa la tine. Dar spune-i Domnului, Doamne, mă rog personal, dăm lumină, Doamne. Nu mă lăsa vreodată să apuc pe cără străine. Atâția oameni se înșală Atât Atâția oameni fac promisiuni și zic, o să fiu așa, o să fiu așa. Toată viața mea o să slujesc pe Domnul. Toată viața mea o să merg cu Dumnezeu până când pune mâna pe cineva. Și după aia, gata, nu mai interesează. Nu mai interesează, domnule. Nimic biserică, nimic rai, nimic închinare. Până când o, o pus mâna pe cineva. Deci au avut o intenție omenească, pur omenească, să-și îndeplinească scopul personal. Scopul personal. Și apoi, totul s-a năruit. Nu mai interesat. Și cea mai mare tragedie este că există persoane care fac asta în anumite biserici nu numai din România și din diaspora română. Vrea să pună mâna pe cineva, după ce a pus mâna pe persoana aia, încet, încet îl duce, îl duce, îl duce, o duce, o duce, o duce, 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 duce departe de Hristos. Și nu mai vezi că nu mai place biserica, nu mai place Biblia, totul devine obișnuit, tot devine ritualic. De ce? Pentru că motivația n-a fost sfântă, n-a fost curată. Cerul lui Dumnezeu o discernere clară, lumină de la Duhul Sfânt, să auzi vocea Domnului care îți spune, Doamne, Uite, ascultă, ascultă vocea Domnului care îți spune, uite, asta să nu faci, acolo să nu mergi. Cerei Domnul și spune, Doamne, nu știu prin ce metode o să mă călăuzești pe mine, nu știu prin ce sisteme o să-mi vorbești mie personal. Dăm -mi lumină mie, Doamne, dăm -mi lumină. Dă -mi, dă -mi această putere să discern, să, să, identific sursa din care vorbește persoana aceea. Și dacă e una demonică, să-i creez un blocaj total, să mă opresc din direcția aceea, să nu suport să mai aud astfel de mesaje și chiar să-i spun, uite, mie niciodată să nu mai spui așa ceva. Pentru că eu sunt dedicată Domnului, eu sunt dedicat lui Dumnezeu, eu trăiesc pentru Dumnezeu, eu nu trăiesc în lumea asta doar pentru ce se vede la nivel vizibil, la nivel perceptibil, ci eu trăiesc pentru lumea lui Dumnezeu. Cere Domnului cu toată credința, să știi că Dumnezeu, dacă ești sincer, dacă ești curat, dacă respecti Scriptura, dacă asculți cum se spune în seara asta de cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu o să te lase înșelat, niciodată nu o să pierzi, pentru că Dumnezeu se va interpune uneori, îți va trânti ușă nas, o să vezi cum totul merge până la punctul care să spui da și praf se face înainte. De ce? Dumnezeu lucrează pentru viața ta. Dumnezeu îți descoperă planurile lui. Nu te lasă înșelat, nu te lasă înșelată. Dumnezeu are în plan să-ți facă bine. Cum să te înșele Dumnezeu pe tine? Dumnezeu care e curat, care e sfânt, care e drept, care e înălțat, care e binecuvântat în veci și strig în seara asta glorie lui Isus. Haideți să ne rugăm cu toții pentru acest subiect. Domnul să ne dea o deosebire clară, să identificăm din ce sursă.